Localnicii din Cavnic se plimbă acum cu mai mult drag prin centrul orașului, care a fost recent modernizat. Cel mai mult se bucură de cele 77 de bănci pe care administrația publică locală le-a amplasat pe o porțiune de aproape 600 de metri de drum. Îmi place. A făcut ceva domnul primar. Nu avem treabă. Altceva ce pot să vă zic? Au pus și bănci frumos, trebuie. Nu avem ce zice nimic. Parcări? Da, și parcările, da, e foarte elegant, așa nu ai treabă. Trebuie de, da, cu timpul tot era să rezolve. V-ați gândit vreodată că va arăta așa centrul civic al orașului? Niciodată n-am cât ca fie. Că durează, nu, bineînțeles că nu poți din toată să faci toate. Frumos. Foarte frumos l-a făcut domnul primar. Felicitări la domnul primar. Era nevoie? Da, da, era nevoie, da. Da. Au pus și bănci și parcări? Da, au făcut tot fere, tot, da. Sunt foarte frumos. Frumos, foarte frumos, la noi ne place. Cu bănci, spații verzi, da. Parcări? Da, da, da. Încă mă stai că trebuie să mai facă încă, dar la primăvară ne pun aici copăcei, dar nu a putut, că vara nu se prinde, deja mai pune. Pe la primăvară, la toamnă, pe atunci apoi ne pune și copăcei și așa e frumos. Prin proiectul de reabilitare a centrului civic din Cavnic au fost amenajate 120 de parcări, o pistă de biciclete, treceri de pietoni moderne și a fost achiziționat mobilier stradal nou. Încă recepția nu e făcută, dar este finalizată lucrarea în proporție 100%. Acum se lucră doar la niște documente tehnice care trebuie finalizate și elaborate pentru cartea construcției. Dar investiția este gata și cetățenii orașului Cavnic se bucură deja de ea și este foarte important și aici să punctez. Lucrarea a avut ca termen de execuție 24 de luni și să știți că fix la 24 de luni s-a încheiat lucrarea. Deci s-au respectat termenile. Acest lucru arată că dacă ești serios și dacă îți faci treaba și ceri performanță și seriozitate, firmele care vin știu că trebuie să rezolve aceste probleme. A fost un proiect suportat din fondurile locale? Da, buget local, un proiect suportat din buget local și care încă nu este plătit în proporție 100%, dar urmează. Și vede că deja cetățenii se bucură seara și după masa, deja este plin orașul de oameni și așa te bucură când te plimbi și vezi oamenii că folosesc cu drag și să bucură de această investiție. Există un proiect și în privința blocurilor? Da, deci cu blocurile dorim să le reabilităm termic și deja cred că în maxim 2-3 săptămâni vom începe primul bloc, va intra în primul bloc în reabilitare. Și o să vedeți că vor fi niște blocuri care odată reabilitate vor fi la standarde moderne, deci se va face de la A la Z împreună cu asociațiile de locatari. La Cavnic a fost semnat săptămâna trecută și contractul de reabilitare a infrastructurii rutiere din oraș.